E foarte cald în platou. Extrem de cald. Băi, atât de cald, mi-au transpirat palmele, nu mai îmi recunoaște telefonul o amprentă. Spune-ți, șacalul. Nu, vă rog nici măcar să nu mă băgați în seamă, luați camerele de pe mine. Vă zic lumea că sunt răutăcios, că e... Rămân eu aici cu asador. Pui presiune pe invitata noastră, ci că slăbește un kilogram de câte ori vine la neaț. Singura mea calitate. Am înțeles. Ce? Pentru? Dacă se cald, nu știu, am venit de viață. Bă, am niște idei la ora asta, crede-mă, nu. Așa, mistrețe, bravo, tată. Un cocktail, așa. Iuliana Dabija este prietena noastră, specialist în nutriție, nutriționist, cum ne place nouă să o prezentăm. Astăzi povestim despre micul dejun. Dacă mai aud odată că este cea mai importantă masă a zilei, mor pe pereții ăștia în chip de protest, evident. În același sentiment atunci. A, da? Da, adică? Bună, fără să vorbim. Pentru că nu este atât de necesară. Dacă în momentul în care ne-am trezit nu apare foamea, micul dejun nu este necesar. Și, mai important de atât, Răzvan, știu că în cărțile vechi se scria că micul dejun este cea mai importantă și de mici copii suntem obișnuiți cu 3 mese pe zi, 2 gustări și așa mai departe. Dar oamenii care aveau nevoie de acest mic dejun erau muncitorii de câmp sau oamenii care lucrează în ziua de azi în construcție. Noi lucrăm mai mult intelectual. Deci nu avem nevoie de mic dejun? Nu este necesar. Sau nu, oricum nu la prima ora dimineții? Nu. Deci asta, exact, nu la prima ora dimineții. Poți să muți micul dejun spre prânz sau să nu îl ai deloc, să sar peste el. Iar dacă trebuie, într-adevăr, exact cum am spus, e diferit de la om la om. Dacă nu apare senzația de foame, da, pentru unii micul dejun este necesar, pentru unii nu este. Păi eu funcționez fără mic dejun de ani de zile și este minunat. Și energia care se prezervă peste seară este o energie vitală, pe care nu vrem să o consumăm pe digestie dimineața. Dimineața, mai degrabă, curățenie. Adică? O hidratare, o apă caldă cu lămâie, un ceai, un smoothie. Un smoothie cu diverse fructe, câteva frunze, sunt varianta poate cea mai optimă pentru oamenii din ziua de azi, da? Spuneți, de la... De sus. Am înțeles. Ai tu noroc că n-ai venit când am făcut sarmaleca. Ce era aici. Bun. Nu mai este necesar. Asta e concluzia. La ce oră să... Dacă ne trezim, de exemplu, la un 7 dimineața, 8 dimineața, lucrăm intelectual și nu cu brațele, la ce oră să mâncăm prima dată? Când simțim prima dată foamea. Corect. Nu confundăm răcâiala cu foamea reală. Da? Deci atunci o să mâncăm. Am înțeles. Deci, e bine, nu? Hidratare de cu dimineața. Băi, rubrica asta nu va avea niciodată o coerență. Știți, vedeți dumneavoastră, când vine Iuliana la noi, se mai întâmplă o rubrică de nutriție, dar în casca mea. Ei sunt, nu țin post, sunt mai mult pe carne. La ce oră să mâncăm? Dar de ce folosești, dragă, pluralul? La ce oră să mâncăm? E invitație sau ceva? La ce oră să mâncăm? Bun, hai să mergem până în bucătărie. Vezi să că ți-au transpirat palmele, să nu-ți alunece ceva. Dar dă, dragă, jos ceva de pe tine, că ești la 4 rânduri. Și că, vai, mi-au transpirat palmele. Păi ești în șubă. Dar Batista aia, dar aia îți trebuia ție. Asta, pardon. Nu-i nicio problemă. Mi-a furat gheața, era mea gheața, să știam. Păi ce, că m-am spălat pe mâini, nu mai lua. Băi! Nu oricum, mai lua. Stai că oricum bagi, nu bagi greabă. Asta după ceva ani de când am băut apa aia cu lămâie de ți-o dă la pește în restaurantele. Zic, bă, ce căi nasoale au ăștia. Mă rog, trecem peste. Da. Asta nu e neapărat o variantă de mic dejun. Este o variantă de gustare. Gustare mai degrabă, da. Bananele nu sunt suficient de coapte și greșeala mea, că nu am spus asta. Ar fi ideal să fie puțin mai coapte, să fie mai ușor de... Spre negru, așa? Da. Să fie mai ușor de pisat. Și ce facem acum? E o variantă foarte, foarte ușoară de... Auzi? Dă-i lui Nicolaș, care are forță mai mare în brațe. Da, că o să dureze. Și el pisează, că dacă nu stăm foarte mult pe cadrul ăsta și nu e cel mai ofertant. Mulțumim, Badia! Trei ingrediente foarte simple. Banana pisată, cocosul, fulgi de cocos și câțiva fulgi... Asta o blendez? Nu folosesc. Deci că ăsta n-aruncă nimic. Și câteva semințe de cânepă decorticate. Toată mixura o pun la cuptor 10 minute. Eu am mai făcut varianta asta. Iese ca un cookie cu banană și cu cocos. Simplu. Și câțiva fulgi de... Brownie beteagi? Da. Dar între timp o să arăt și altceva. Dacă toți suntem aici. Da? Ce, vrei? Sau... Azi te las? Da. Nu, lasă. Nu, acolo. Nu, că eu fac treaba.
sunt... Ovăz. Da, fulgi de ovăz. Nu se mai găsește ovăz pentru cai, l-au luat oamenii tot. Da, îl folosesc oamenii. E o variantă bună. Stafide. De, stafide. Noi le preferăm distilat. Puțină scorțișoară. Da, voi aveți varianta voastră. Auzi, chiar așa, la ce oră, la câte ore după ce ne trezim putem să bem un pahar de ceva? Nu apă. Pot să răspund eu? Te rog, Florin. După manualul lui Nicolae, imediat. Imediat. Și după manualul tău? E păcat, o prima oră, așa. Da, struguri, varianta de suc de struguri, nu? Piure sau... E perfect, mulțumesc frumos. Mai mult suc de prune. Așa, deci până mai avem acum două pus... minute și ar trebui oamenii să înțeleagă ceva. Bun, din am să spun asta, și varianta, varianta a doua, că asta e nouă. Da. De ce o să fac aici? Pardon. Fulgi de ovăz. Pus doamne, scorțișoara cu mierea de albine și urma să pun și un pic de unt de arahide. Din toată compoziția asta o să fac niște bile și atât. Asta e cea mai simplă variantă de... Uite, cam... Și pe asta de la cuptor? Nu, asta nu urmează la cuptor. A, și mâncăm azi. Deci pur și simplu se formează o... Da, înainte sunăm la 112, nu? Să vină deja o... E, ne rămâne în gât asta, nu se poate. Dacă asta e bucătărie sau ce e? Pentru că n-am avut... Da. Nu pui nimic să lege chestia asta? Nu, ceva... nu, o să se lege singur. Mai pun peanut butter, da. Mai pun, da, uite că dura mai greu de înghițit aia. Nu, 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 că se formează niște bile simple. Eu o să vă arăt, o să postez eu finalitatea ca să fie mai simplu. E mai bine așa. Și că, mă, tu vii aici mai mult să zici o să postez. Bun. Nu, nu, dar voi ați dus discuția în altă zonă ca de obicei și n-am apucat să acum începem cu reproșul. Așa. Auzi, o întrebare din partea unui fan din regie. Da, Bija. Peanut butter se face din alune americane? Se face din alune, da. O să râs, că o să vreau un pic. Ce? La cevicele meu o să pun un pic de piure de alune americane. Ok. Da. Și cu tapetul ăsta ce-i? Ăsta este, dragă, și la când merg la box și runda 11-a? Runda 11. Pam, 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 pam. Deci, Dabija. Da. Dacă... Dabija. Dabija. Dabija, pardon. Merge cu accent. Dabija. Dabija. Ai rămas fără ceas? S-o rung cu Raudia la ceas? Nu. Îți dau eu una cadou. Ia să fiu sigur că nu mă mai... Nu se mai uite nimic. Ba, e crunchy sau nu? Păi de să mușcă. E crunchy? Uite, să rupe. Să rupe. Ia, ne-am cuștelea. Ai stricat pielea peștelui, mă. Foarte bun. T-auzi? Da, 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 da. Noi voiam să o ținem să-i dăm lui Georgica să facă portofel. De ce ai stricat? Bă, dar ce faină ai și foarte mișto. E păpuci, uite, faină, bă, ce faină. Am înțeles. În 40 de secunde, crezi că putem trage o concluzie, Iuliana? Putem trage o concluzie. Care e concluzia? Uite că n-am reușit să termin niciuna. Asta e concluzia. Voiam să-ți arăt cum o să fac o biluță de asta. Practic. Te ajut? Și asta ce fac, Cenga? Adăugăm... Vreau să fac rapid. Una cât mai zice. Răzva în care palmele ude deja. Da. Și un pic de semințe. Gata, uite. Gestorcicate. Gestorcicate. Da. Și astea se amestecau și făceau tot la fel. Am întrebat, uite. Pam! Bun. Da, și nici pe Lucie. Pui mulu să leagă? Nicolae, nici nu știi că te apreciem. E greu să dai dimisă și vorbești în același timp. Da. Uite, bani. Da. Am hotărât împreună că poate... O ieși și o biluță într-un final. Mic dejunul nu este chiar cea mai importantă masă a zilei. Nu. Atunci când nu muncim fizic, păi putem să ne hrănim și cu tot felul de chestii. Astea sunt variante de gustări, dar la micul dejun putem să pentru cabaline. Da. Vedeți că ovozul nu se mai găsește la urmă. O facem așa, o dăbărim și un tip aici ca să facem ca un biul de nej. Așa. Voilà. Nu, asta e bine, hai. A, nu e bună? Da, nu, asta trebuie. O dăbăresc pe aici? Nu. Asta trebuia pusă la cuptor. Stai, mă, el nu tăbărește la cuptor? Da, și asta rămâne netăbărită. A, păi știi că am asta de la pește. Poți să pun peste sau nu? Păi nu, că are gust de pește după. Nu, nu o pune. Da. Am înțeles, bun. Aia hai să tăbălim. Asta rămâne așa. Și să fac gustări. Da, înainte de antrenament sau după antrenament. Bagă mâna, nu sta, cum nu sta apa, bagă mâna la oasă, le băgăm la cuptor. O să luăm o scurtă pauză, mulțumindu-i Iulianei Dabija pentru situația în care ne-a pus și în această dimineață. O găsiți pe Instagram sau pe pagina ei de internet. Pauză, ne întoarcem la